În data de 2 august, în intervalul orar 12-14, polițiștii cu atribuții pe linie rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au participat la o acțiune comună pe rază județului Călăraș pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 212 sancțiuni contravenționale, dintre care 72 pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe drumurile publice, 11 pentru nerespectarea legislației rutiere de către pietoni, 3 pentru nerespectarea legislației rutiere de către bicicliști și 126 pentru alte abateri. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut două permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Acțiunile pe linie rutieră continuă și în zilele următoare, polțiștii fiind prezenți la datorie pentru a se asigura că prevederile legale la regimul rutier sunt respectate.